Salutare și bine v-am găsit la un episod de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Deci să începem, o să jucăm tot la story. Nu știu, probabil eu o să joc acest joc de 30 de ori, chiar dacă o să-l termin pentru că îmi place foarte mult. Dar o să-l filmez doar o dată, fiecare misiune. Păi am făcut asta. Și acum trebuie să facem asta. Sau să facem asta? O să fac asta, după aceea o să fac asta. Aceasta ar dura 20 de minute. Și aceasta 8. O să fac asta în acest episod și după aceea în episodul celălalt o să fac cealaltă. Sunt puțin răcit. Ce-și punea ăla picuri în ochi. Two of us need to carry on with the mission by ourselves. What? Do you know what you're saying? Să asta își spune că acum ar fi misiunea pe primul loc pentru a o termina bine. We'll think about Reen later. They want to know what our plan is, so they won't kill her straight away. We should be more worried about them learning our tactics. To a ninja, his mission is everything. That's the ninja code. The ninja code? There's something way more important than that stupid code. What about Reen? She's one of our comrades. She's helped us time and time again with her medical ninjutsu. She supported us the entire time. She's a priceless friend. She did that because it was part of her mission. Forget it. You and I just don't get along. No point in discussing it anymore. You don't get it. You don't know what happens to people who break the code. Sure, maybe in the ninja world, those who break the rules are scum. But you know what? Someone who doesn't care about their friends is even worse. I'm going to help Reen. Și așa drumurile lor s-au despărțit. Acum o să mă bag cu ăla. Sper să mă bag bine pentru că nu mă simt prea confortabil, nu știu ce e cu mine. Must have taken a lot of courage to come here alone. Sometimes courage just isn't enough. Cred că mi-o dă ăsta. Your life ends here. I'm still shaking. Damn it. You're only afraid because you're weak, Obito.
rescuing your friend? I knew it. You think like a kid, you act like a kid. You really think someone like me would fight seriously against a kid? Fireball! You don't give up, do you? Maybe you're not as useless as I thought you were. Fireball! Playing games, Taisuke. I will. Camouflage jutsu! Lua să-i plăcea de asta. A venit Kakashi. Să jucăm, cred că 1v1, pentru că nu se poate 2v2 în acest. Crazy to send kids like you out to war. Age doesn't matter. If you can fight, you fight. That's the ninja way of life. Our training system is worlds apart from yours, I guess. Everything you say pisses me off. You know that? Mă enervează deja ăsta. M-a luat din spate Bulanji.
stupid kid. Leave it to me. You think you're hot stuff, huh? Got it. De aici avea cacașa acea zgârietură la ochi. Acea cicatrice. Cacașa, ești ok? Ochiul tău. Și-o descoperit ăsta Sharinganul. Cu care mă bat. Am știut care viața iară și aproape plină. Șmecher aceste șuf substituții. Bam. Stay cool. They're just kids. They're still green when it comes to battle. Sooner or later, they'll leave you.
Şey. No. Shebang. E uma que explode as bases. Asta vrea să dea cadou șarincanului lui Kakashi pentru că a devenit Jonin.
de ăștia, acum mai scapă. Asta cred că a murit. Așteaptă. Asta e Yoda kunai-ul acela pentru a-l proteja dacă cumva se întâmplă ceva. Rain. Unde are Rain? Pare rău că n-am ajuns la timp, Kokoshi. The Boys Battlefire Part 2 End. Le-am câștigat pe toate. Eu zic că asta e bine pentru acest episod, o să închid aici acest episod, în videoclipul viitor o să facem pe asta, cea pe asta și pe asta de sus. Până data viitoare vă las cu bine, eu am fost Alex, pa, pa!